dinainte de 89 și vă știu drept un om serios. De asta vreau să vă întreb. Deci înainte de dumneavoastră aici era Exim Bank. Dumneavoastră stați acum cu chirie plătită Exim Bank-ului. Exim Bank stă în Palatul Kiselev, în chirie la o firmă olandeză care a închiriat spațiul acela de la RAPPS. Unde este întrebarea mea? Pentru că spuneam că vă știu drept un om serios. Cât plătiți chirie aici? Pentru că documentarea mea ca freelancer vizează Exim Bank-ul, nu ASF-ul. Dar vreau un răspuns public, pentru că cei de acolo se prevalează de marele avantaj pe care l-au adus și statului. Da. Este raportul de depus la Parlament, l-am văzut, a fost și reluat, cred că 3.300.000, ceva de genul ăsta. Luna? Nu, pe an. Euro? 3.300.000 de lei pe an. Lei. Dar este în raportul de cifra exactă, este și dată, dar vădăm, exact. Asta nu. Da, 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 e public, e public. Da. Domnul președinte, care este implicarea dumneavoastră, domnul președinte, care este implicarea dumneavoastră în cazul ăsta, în condițiile în care dumneavoastră ați mușamalizat un proces verbal al Consiliului în data de 1 aprilie, în condițiile în care se scădea, se reducea posibilitatea a retrage autorizația firmei asta. Rolul ASF-ului este de naș a unor firme, ținând cont că domnul Mișu Negrițoiu, în Zimbrane, apărea ca și o persoană care plăcea lobby pentru firma Euroise. Sunt întrebări care nu și-au răspunsul pentru că ASF-ul este o instituție netransparentă, în condițiile în care ASF-ul dorește doar să fie avocatul sau nașul anumitor firme, așa cum a spus domnul Mișu Negrițoiu, dorește să le mărite după propriul interes. Păi Adamescu e în divorț. Dragoș, vreau microfon.